Hai să vedem știrile de mâine, hai! Bună ziua, domnul Gigi24. Uitați, eu am scris un articol foarte, foarte bine documentat despre cum pot cetățenii țării să identifice și să se ferească de știrile de tip fake news și de clickbait-uri. Pentru că, după cum ați văzut în ultima perioadă, datorită dezinformării, România are un colaps. Ieși afară! Afară! Scoate-ți-l afară! Du-te acasă! Du-te acasă cu știrile astea! Următorul... Să rămână Gigi24. Uitați, am stat 3 luni ca să documentez acest material. Este, cred eu, foarte bine documentat și este educativ. Pentru tineri, în primul rând, în privința educației financiare. Cum să știe ei să-și facă mai bine finanțele, cum să nu cadă pradă înșelăciunilor de pe net. Știți că sunt foarte multe phishing și atât? Și scris, da, și scris într-un limbaj foarte... Eu zic să nu se pună praful pe el, numai sper să... Da. Da? Nu atât, stați. Da. Tot pe filmul ăsta educativ am mai făcut despre implicarea tinerilor în politică și în viața socială și despre cum am putea să trecem peste acest aproape colaps. Da, hai, ieși afară că m-ai plictisit. Du-te. Dar nu, al sistemului sanitar. Pleacă. Du-te, bă, de aici cu știrile astea la can-can. Ce-s astea, mă, știri? Cine vrea să vadă așa ceva? Hai, următorul. Yo, Gigi24, salut, 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 salut! Stai bine, am ceva foarte important să spun. Ești gata? Ana Maria Prodan are un nou tatuaj! Unde? Nu o să-ți vine să crezi unde, trebuie să dai click aici! Da! Asta nu-i nimic! Nu, mai ce? Nu o să-ți vine să crezi cum a fost surprinsă Loredana Groza în concediu! Cum? Trebuie să dai scroll peste 5 reclame! Dai click! Normal că vrei! Da! Acum ești cu adevărat pregătit, Gigi, ești pregătit? Da! Simona Halep a dezvăluit care o să fie numele primului ei copil! Gigi24! Cum? Cheamă-l pe ei! Nu pot să-ți spun! Trebuie să-l chem pe Cristian Tudor Popescu ca să vină! Să vină aici! Nu uita! Gigi24! PNL Rulz, USR Sax! Sax! Jos Cioloș! Ioghinu! Simona Halep!